Este suficient să definește găul, adică diavolul și ființa divină din noi, ca și început vindecarea. Dacă nu am fi egoiști, am trăit raiul pe pământ. Egoiști cum? Interesați, trăim numai pentru noi. Nu te interesează cum este celălalt, tu iubește orice ar fi. El este reglat de divin, nu este treaba ta cum este el sau de ce este așa. Doamne, ajută-ne să fim buni, iubitori și să acceptăm să facem voia ta, indiferent ce ne dai. Dumnezeu este iubirea care îmbrățișează totul, indiferent cum este. A iubi este a uni opusele, contrariile. A nu te afecta, a nu pune la inimă nimic și a lăsa lucrurile să treacă, să se ducă. Nu lua nimic personal, pentru că nu există un eu. Tot ce duci în interior și pui la suflet se transformă în realitatea ta de mâine. Capacitatea de a se lăsa pe sine este divină. Trebuie să faci ce nu-ți place să faci și să nu faci ce îți place. Când te lași pe tine, ești în divin imediat. Nu căuta mai binele tău, dreptatea ta, adevărul tău, liniștea ta niciodată că te faci diavol. Nu satisfacțiile trupului să le pui pe primul plan, ci lipsa lor este Dumnezeu, golul acela. Lipsa mai mult binelui tău este prezența lui Dumnezeu. Mai bine pentru trup este rău pentru suflet. Atunci lumea, trupul, materia nu trebuie să fie pe primul plan, ci numai Dumnezeu. Nu căuta binele tău, ci pe al celorlalți întâi, pentru că tu ești ei, iar ei sunt divinul. Atunci Domnul va fi cu tine și totul va fi bine, cu siguranță. Când nu faci totul pentru tine, dar când funcționezi ca eu, lucrurile nu vor merge bine pentru că viața ți se va opune, pentru că Domnul nu este cu tine. Dumnezeu apără întotdeauna interesul celorlalți și se opune interesului tău. Femeia are energie dublă și de aceea se atașează ușor de orice și se deslipește foarte greu. Și pentru că privește la părți, la detalii, iese mai greu din amănunte. Ai avut o pierdere? Este bine, ai fost salvat. Sufletul se curăță prin suferință. Ai fost bătut sau înjosit și scuipat? Este bine, erai prea trufaș. Tot ce spui tu că este rău, este cel mai bun lucru care ți se putea întâmpla. Dacă nu erai atașat, nu era nevoie să fii desprins cu forța în modul acesta. Când nu vrei o plăcere, ți se deschide poarta cerului și primește energie pentru suflet. Trebuie să nu vrei lumea. Atunci îl vrei pe Dumnezeu. Tot ce exprimi și este o nemulțumire, nu este adevărat. Inversează și adu argumente inversului până te vei elibera. Eliberarea este de egoism, adică de negativitate. Când nu vei mai vedea niciun rău și niciun vinovat, acela este raiul. Trebuie să nu ne permitem să afirmăm decât dragostea și atunci Domnul va fi cu noi. Curățenia sufletească este prezența Lui. Și cum se ajunge să fii curat la inimă? Renunțând la tine mereu. Primul gest pe care îl faci să fie pentru ceilalți, nu pentru tine. Ca să fie bine în viață, trebuie să exprimi numai dragoste și apreciere, adică să întărești partea minunată din fiecare om. Și mereu să aduci semn că lumea, viața, trupul nu sunt pe primul plan pentru tine. Cuvântul tău să zidească. Binele care vine la tine este chiar dragostea ta. Iubești și vei fi fericit. Ascultarea și lepădarea de sine este calea spre Dumnezeu. Când te lași pe tine, te-ai unit imediat cu El. Dar nu vrem să lăsăm controlul. Înfrângerea inimii, numai așa vom avea liniște și pace în suflet. Iubește smerenia și vei afla darul adevărului, dar dacă te vei înălța pe tine, ca frunzele veștejite ale copacului vei cădea și te vei tulbura pentru că cele plăcute ale vieții sunt trecătoare și nu țin. Să iubim smerenia, cu ea este Dumnezeu și binecuvântarea Lui. Nu este nevoie să ceri ceva de la oameni sau să pretinzi ceva, o să crezi că ei îți datorează ceva. Nu-ți datorează nimeni nimic pentru că tu, ca ființă divină, ai deja totul. Nu ai nevoie să ți se dea ceva, ci doar tu să dăruiești. Faptul că ceri și pretinzi arată că tu nu ești în divin și atunci lucrurile se vor termina prost. Poți ști dinainte asta. Dumnezeu îți dă tot ce ai nevoie, numai când nu ceri. Verifică-te mereu dacă te comporți ca o ființă divină care nu vrea nimic pentru sine, numai atunci totul va fi minunat. Când iubești orice a fi, Dumnezeu te binecuvântează, dar dacă nu iubești, te pedepsești singur și te blestem. Așa de minunat te simți când dăruiești. Este în iubire o siguranță sfântă. Ești o făptură nouă. Noi trebuie să iubim orice ar fi dacă nu vrem să ne împiedicăm.
Dacă ai dragoste, nu mai ai nevoie să ai dreptate. Dacă vrei să ai dreptate, nu mai poți iubi. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă și se vor revolta. Dacă le spui adevărul sau le vorbești despre iubire, ți se vor împotrivi. Nu vor suporta să iubească. A sosit timpul acela. Numai dacă ne lipim de Domnul, suntem în duh cu El. Ce zice Iisus? Chipul lumii acesteia trece, dar eu vreau ca voi să fiți fără griji. Numai iubirea trebuie să o lăsăm să se exprime și atât. Domnul inimilor noastre este numai iubire. El ne îngăduie așa cum suntem. Ultimul nivel este îngăduință la infinit. Secretul tinereții fără bătrânețe stă în multă dăruire de sine și dragoste. Când iubirea ta este fără margini, acela este raiul. Calea iubirii trebuie să fie până la capăt. Mă stărui mereu să nu uit să iubesc orice a fi și asta mă întărește foarte mult. Ceea ce este neplăcut pentru noi sunt doar mijloace divine de mișorare a orgolului nostru. Egoul din care vine mâhnirea nu are existență de la sine. El produce durere continuu și se hrănește cu suferință. Dacă nu-l alimentezi cu tristețe, atunci viața devine frumoasă. Când tu ești senin și numai dragoste, exteriorul nu poate fi altfel. Avem toată puterea să facem o viață minunată, numai să vrem. Nu judeca că apoi condamnarea ta se transformă într-o neplăcere care o să vină din față mâine și nu o să-ți convină după aceea. Trebuie numai iubire să acumulăm în suflet și atât, că altfel se negurează totul. Cum judeci, cum cazi. Parcă te simți vinovat și apoi judecata închide poarta cerului și nu mai vine energie la viață și se strică. Acum nu mai dai voie iubire să curgă prin tine și din cauza aceasta apar necazurile. Răul este doar un strigă de ajutor care zice nu mai am apă, nu mai udat cu destulă dragoste. La oricine te gândești, numai de bine să gândești. Și să nu-ți permiți să zici nimic rău despre nimeni pentru că vei atrage neplăceri. Viața este frumoasă dacă noi o hrănim cu dragoste. Și aici trebuie să fim ca și Iisus. Să iubim până la capăt și la infinit. Că nu oamenii sunt de vină. Exteriorul este o proiecție în afară a ceea ce gândim noi. Ei sunt răi pentru că noi nu i-am iubit destul. Nu poți critica pe nimeni. Lumea are nevoie de energia dragostei noastre. Numai acesta este sensul vieții și atât. Pentru că noi nu i-am iubit și am gândit rău despre ei și am lăsat fără energie, de aceea ei sunt acum răi. Dar iubirea de aici, ca și dincolo, hrănește viața. Când apare o nemulțumire, nu oamenii sunt de vină, ci noi nu le-am dăruit suficientă dragoste, atenție și grijă. Poți înțelege asta? Noi am oprit robinetul energiei sublime. Când el este rău, nu el este vinovat, ci tu că nu l-ai iubit destul. Nu ai mai pus apă la florile oameni. Oamenii sunt ca florile. Viața este ca o grădină cu flori. Trebuie să ai grijă de grădina ta mereu. Ei sunt grădina ta, florile tale. Ca să fii fericit, trebuie să le uzi cu dragoste și ei vor înflori. Când uzi florile oameni, îi îmblânzești. Cu cât dorești mai mult, cu atât mai gol de sine ești și mai fericit. Cine te oprește să nu dorești și să fii fericit? Dar dacă nu te golești de eu, mai presus de toate și nu te predai pe tine, oamenilor, nu poți fi fericit cu adevărat. Dacă îi iubești, florile oameni îți vor da miresme minunate. Te vor încânta cu culorile lor. Asta e adevărata putere. Vezi? Numai să iubești continuu. Oamenii vor veni spre tine ca și florile și nu vor ști ce să facă ca să te facă pe tine mai fericit. Numai dacă îi iubești. Dar dacă nu îi iubești, îți vor arăta asta prin răutățile care ți le vor face. Când un rău vine la tine, vine ca să se arate că nu iubești destul. Vine ca să te scadă și să-ți dea energia vieții. Vine ca să te ajute. Numai rău și neplăcerea, durerea și suferința îți salvează viața. Suferința, adică crucea, este mântuitoare. Domnul Iisus nu a fugit de ea. Cu cât dai mai mult din binele tău, din viața ta, din grija ta, din atenția ta, cu atât mai fericit ești. De ce nu ai vrea să faci asta mereu? Să ai grijă de florile oameni continuu și vei fi fericit și sănătos. Dacă nu iubești, este ca și când ai vrea să mori. Când apare boala sau durerea, înseamnă că nu ai oferit destul, fără așteptări și fără condiții.
Ca să fii sănătos, trebuie să dai mai multă energie decât ei, adică să ai mai multă grijă de ei și nu de tine. Pe tine te lasă și te uită. Nu ești important deloc. Tu, ca eu, nu însemni nimic. Să nu pretinzi nimic de la nimeni. Să nu vrei ca oamenii să fie cum vrei tu. Ei sunt cei mai importanți, să observi cum a apărut la tine o critică, nu o lăsa așa că va crește și se transformă apoi în boală. Inversează-o și adu acolo argumente inversului până când te liniștești. Și să zici, nu este adevărat pentru că vine dintr-un eu care nu există, este o minciună. Tu ești o ființă divină a cerului și nu știi decât să iubești și nu vrei nimic mai mult pentru tine. Tu nu aparții pământului, ești înger și acum, dar nu știi. Pe pământ avem de toate, și mai bune și mai rele, bune, rele, și închisori și libertate, și a putea și nu se poate, și noroi și stele. Dar noi trebuie să facem numai cele ale cerului, pentru că pe acelea le știm cel mai bine face. Noi am venit aici ca să îndumnezei materia și în locul unde ți-a venit să acuzi, iei inversul și aduci argumente inversului până te liniștești. Mereu și mereu nu lăsa gândurile negative să intre în adânc, că se vor transforma în suferință. Condamnările sunt autoblesteme, sunt programe de autodistrugere foarte puternice. Trebuie să știi că noi creăm realitatea. Niciodată nicio învinuire nu este adevărată, dar gândurile frumoase se transformă în miracole, deci contează tot ceea ce zici. Din acele afirmații se face ziua ta de mâine, deci atenție ce gândești, că aceea vei trăi. Niciodată să nu gândești rău despre nimeni, că viața ta de mâine e făcută din ce gândești azi și mereu trebuie să fii atent și conștient și să vezi ce minunăție de viață vei avea. Cât de frumos gândești tu despre viață și despre oameni, atât de frumoasă va fi ziua ta de mâine și ce bucurie îți va aduce, pentru că gândul tău frumos este binecuvântarea Domnului pentru tine de mâine. Dăruiești numai dragoste și te vor binecuvânta toți, că primim ceea ce dăm, ceea ce hrănim.